Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu au unde să-și vândă marfa, iar piețele și supermarketurile sunt invadate de produse aduse din import. Deși au muncit din greu toată vara pentru a salva producția de legume, locuitorii cartierului Matei Voievod din municipiul Târgoviște susțin că vremea le-a cam distrus producția de anul acesta. S-a stricat ceapa, s-a stricat multă din ea din cauza ploii, cel puțin la noi, la unii da, la unii nu. Și rest, ce să vă spun, acum punem ce punem și... Ce ați pus acum? Niște fasole, niște dovlecei, puțină varză, să o udăm un pic, niște ridic de iarnă, de alea negre. La piață vânzarea? Slabă, da. De când au apărut supermarketurile astea, vă dați seama, ați văzut că de la intrare voia cu legume și tot felul, da. Să vedem ce zic ei, că bine, oricum la noi nu se pune problema să bage de-astea românești, cât a zis ei, 51%, ceea ce nu cred. Cum să merg, uitați-o ce dumneavoastră pusă de asta primăvară, și țărână și e prășită și săpată și iar, o dăm cu motorul cu benzină, n-a fost apă pe iaz, vai de capul nostru, ne chinuim să trăim. Pe căldura asta și așa și așa, am acasă niște roșii, am stat ieri și astăzi le-am săpat, ieri le-am compilit în bușeală și n-avem nici multe puse. Că dacă vin din toate părțile roșiile noastre, e de-alea mari, moi, degeaba că e bune și n-are preț. Și am pus mai puține așa. Vânzarea la piață cum e? Astăzi... La piață a zis să nu-i culegem nimic, că n-a vândut. Și mâine sâmbătă, zi scurtă, ce rămâne de astăzi? Calitatea și gustul produselor din grădinile sârbilor nu se compară cu legumele aduse din import. Însă faptul că nu au unde să-și vândă marfa, iar piețele sunt invadate de intermediari, îi aduce pe micii producători în sapă de lemn. Merge prost, să știi, nu prea. Varza 1 leu, ceapa 2 lei... Roșii, dacă te muncă la ele, și mană, cu 3 lei, cu 2 jumate. A afectat ploile, cu secetă. E, trebuie să fie și căldură. Păi, dacă nu vine acum, când să vină? Nu. Asta e. Îi afectează un pic, dar vine că e apă. Mai udăm, mai... Prost, ca să zic așa. Da, nu foarte bine. Ne omoară marketurile că asta este așa, știm să facem marketuri în centrul orașului. Așa, muncim, nu acoperim cheltuielile, dar asta știm să facem. Încă multă și... Zero. Zero, chiar zero, pe cuvânt, chiar zero. Prost de tot. Nu prea are lumea bani. Acum e plecată lumea pe la mare, pe la distracție. Dacă... Și acum venim la piață, dar nu prea e vânzare deloc. Ce să facem? Nici acum la sfârșit de săptămână? Poftim? Nici acolo la sfârșit de săptămână, da, nu mai e piață. Uităm una la altă, ce să facem? Autoritățile ar trebui să ajute agricultorii să se dezvolte și să le ofere facilități pentru ca producția românească de fructe și legume să asigure necesarul consumului întregii țări, iar pe piața românească să nu mai fie atât de multe produse de import.